cheamă-ne pe noi la praznic, că în România va fi mare. De ce la această zi sărbătorim și trebuie să ne gândim și la cei care au înfăptuit-o? La eroi, la cei 350.000. Această cifră a fost avansată la conferința de pace, de aia spun 350.000 de eroi. Și bunicul meu a luptat pentru România, a murit în apărarea Bucureștiului. Am două scrisori testament pe care le-a trimis familiei. Într-una scrie cât avea voie să scrie pe o carte poștală foarte mică cât era atunci, bunicii mele îi spune să îndoapă via și să dea copiii la școală. Simțea parcă că nu se va mai întoarce vreodată acasă. Și nu s-a întors. Noi avem obligația să ne gândim la acești eroi care au făcut posibilă România mare. Se vorbește dacă sunt monarhiști, că monarhia a făcut-o. Dacă sunt liberali, că liberalii au făcut-o. Dacă sunt diplomați, că diplomații au făcut-o. Atunci întregul popor a făcut România mare. În 1916, când am intrat în război, nu trăiam în granițele acelui stat, dar eram uniți în cuget și în simțiri. Astăzi, să mă scuze cei din afara granițelor, trăim în granițele acelui stat, dar suntem dezbinați. Generația noastră, asociațiile noastre, trebuie să facă ca toți românii să fie uniți în primul rând în cuget și în simțiri. Și atunci și România va redeveni România mare. Nu știu dacă facem un bilanț al celor 100 de ani, nu știu cât am înaintat noi, cei care trăim în ziua de astăzi. Parte dintre noi își duc viața în afara granițelor. Cred că ar trebui să fim mult mai uniți și să facem mult mai mult. Și nu putem face decât prin vot și prin alegerea celor care ne conduc. E clar că toți simțim românește, trăim din suflet. Tot ceea ce trăim, cuvintele la toți au fost deosebit de sincere. Fiecare cum a gândit, așa e spus. Noi, asociația, cam acum un an de zile, la o mică ședință, la inițiativa domnului profesor și la propunerea dumnealui, ne-am gândit totuși cu număr cât mai mare să ne alegem, să facem așa o excursie la Alba Iulia. La fel, în al doilea război mondial, frații tati care mâneau cu totul domnului, trebuie în concediu acasă, a dus familie vin conserve, o sticlă de rom și ciocolată. Toate germani. Deci așa erau dotările armate române. Dar vreau să fiu optimist pentru cei din teritoriile ocupate. Să spun că Herța nu a fost demitată de fundă Herță prin Ionul Stalin, ci practic armata sovietică a înaintat până când România opuneau rezistență. Și un comisar de poliție la un moment dat a trecut un deal. Și atunci, fundă Herță este unde este, Herța este unde este. Iar apropo de limba rusă, asta aici chiar, noi avem un monument al lui Walter Mărăcineanu. El a ajuns erou, de cât se pare, fiindcă nu știa limba rusă. În momentul în care generalul rus a strigat nazat, el la compania lui a atacat și a spus, băieți, atacăm satul, că așa a spus domnul general. Deci, Mihai Eminescu, la arme, auzi, departe strigă slabii și a supriței către noi. E glasul blândei Basarabiei ajuns în ziua de apoi. E sora noastră cea mezină, gemâns, ducnutul de calmuc, legat în lanțuri, e ștrân târându-o, eu duc. Murita poate numai doarme și așteaptă moarte de la câini, la arme, la arme, dar români. Ferita oare toți vulcanii și șobii munților Carpați, voi fi ai vechii Transilvanii, sunteți cu totul enervați și suferiți în josire de la săgel până la brut, ca să vă ție în robire, vină tătarul orb și crut și nimeni lanțul o să farme. Nu aveți
mâini la arme, la arme, la arme, dar mâini. Iar tu, iubită Bucovină, diamant din stema lui Ștefan, ajuns să ai roapă și cadenă pe mâini murdare, rușinea ta nu are margini. Pământul Sfânt e pângărit, mișel și idiot și famă, cel mai star a suferit. De acum trâmbiți de alarme, înălcați stindardul blând în mâini. La arme, la arme, la arme, la români. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, să învârtim hora frăției pe pământul României. Iar baia din Hodă piară, piară dușmanii din țară, între noi să nu mai fie decât flori și omenie. Măi muntene, măi vecine, vino să te prinzi cu mine și la viață cu unire și la moarte cu frățire. Unde unul nu-i putere, la nevoi și la durere, unde-s doi puterea crește și dușmanul nu sporește. În 1940, pe 14 septembrie, trupele hoptiste au ucis peste 165 de români. Aceeași lucru, dacă mai ținem minte de la profesorul de istorie, care sunt foarte mulți pe aici, s-a întâmplat și la Fântâna Albă, tot în 1940, când trupele ruse au măcelărit foarte, foarte mulți români. Parcă peste 5.000 sau 6.000 de români. Sper ca cetățenii, ca noi românii, să nu uităm nici aceste fapte. Trebuie să iertăm, dar să nu uităm. Un lucru în lumea asta este să vrei cu adevărat. Și dacă vrei cu adevărat, atunci orice gând poate deveni cuvânt și deveni faptă. Mare iarnă, ochii catru, florile sunt albe, oile toate ori zgheratu, florile sunt albe, păstorilor auzitu, florile sunt albe, jos la ele ori coborâtu, florile sunt albe, Ioscară mândră de ceară, florile sunt albe. Mare iarnă, ochii catru, florile sunt albe, oile toate ori zgheratu, florile sunt albe.
Scoate bosca frumos cu dumneșoara, cu doamna! Bună dimineața, România! Bună dimineața, români! Sunt profesorul Dr. Vasile Răscăriță, președintele Asociației Prietenii Basarabiei, Bucovinei și Sănătului Herța. La 1 decembrie 1918 s-a înfăptuit Marea Unire prin hotărârea adoptată de către Adunarea Națională de la Alba Iulia, la care au fost prezenți 1228 delegați, peste 100.000 de români din toate colțurile din spațiul Carpatul Danubiano-Pontic. Din păcate, de la Dorohoi, din Ținutul Dorohoi, nu a fost prezent niciun reprezentant, de aceea am considerat în calitate de președinte al acestei asociații că este datoria mea și a noastră să fim prezenți astăzi. Și iată-ne în ziua de 1 decembrie 2018, la peste un secol de la Marea Unire, prezenți aici la Alba Iulia, așteptând să înceapă Marșul Unirii. Am venit cu 100 de concetățeni, 100 de români adevărați, pentru fiecare an câte un reprezentant. Sunt alături de noi și români din zona Prutului de Sus, respectiv din zona Moldovei, din zona Ținutului Herța, din zona Basarabiei, pentru că acesta este scopul asociației noastre, de a crea o punte culturală și de a fi împreună la marile trăiri ale neamului nostru. La mulți ani, România! La mulți ani, România! Pentru mine a fi român înseamnă a trăi românește, toți românii să se bucure de limba română. 1 decembrie înseamnă pentru noi o piatră de hotar. Atunci ne-am unit toți românii într-un singur simbol al românismului. Trăiesc acest eveniment ca istoric și toți românii de pe plaiele românești să simtă și să trăiască românește. Trăiască România mare! Trăiască România mare! Vă uritorii mari uniți! Sunt mândru că sunt român! La mulți ani, Alba Iulia, la mulți ani, România! Trăiască, trăiască și florească! Ardealul, Moldova și țara românească! Sunt mândră că sunt român. Sunt născut în Bucovina de Nord, la Storojineț. Și în această minunată zi de 100 de ani sunt la Alba Iulia. Sunt nespus de fericit. La mulți ani tuturor românilor, indiferent în care parte a țării se află, în care hotare se află, hotarele va fi vremelnice. Să trăiți la mulți ani români! În sfârșit am ajuns la Alba Iulia, un moment mult așteptat, centenarul Marei Uniri, și noi avem ocazia să fim aici. Este un noroc pentru toți românii care și-au dorit acest lucru.
La mulți ani România, la mulți ani români de pretutindeni. A fi român e cea mai mare bucurie și un bun patriot. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vesăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vesăpâni. Sunt aici, așteptam să vină oferirea marșului. Așa cum vine, dar că